Biserica domnească din Câmpul Lung își va sărba săptămâna viitoare hramul de ziua sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Credincioșii care doresc să participe trebuie să știe că miercuri 13 octombrie de la orele 18 se vor oficia slujba vecerniei Acatistul și Litia, iar joi 14 octombrie, începând cu ora 9, vor putea participa la slujba utreniei și slujba Sfintei Liturghii. Veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva se schimbă de mai multe ori pe an după un ritual special, iar unele dintre acestea se află la Biserica Domnească. Mulți credincioși cred că veșmântul cu Cuvioase Parascheva are puteri miraculoase, mărturisind că s-au vindecat de boli grave și au găsit rezolvare multor neliniști din viața lor după ce s-au rugat cu vioasei. Veșmântul se schimbă de 5 ori pe an. Și anume, se schimbă înainte de hram, după hram, de Crăciun, când începe postul Paștelui, și cu o zi înainte de înviere, când primește un veșmânt alb. Și în biserica noastră păstrăm cu sfințenie veșmântul alb de la învierea Domnului Iisus Hristos al cuvioasei Parascheva. Biserica domnească a fost zidită în 1567 de către doamna Chiajna, văduva lui Mircea Ciobanu, cu ajutorul fiului ei pentru cel tânăr, fiind situată în vechiul centru al orașului.